Salutare tuturor! Astăzi o să avem un Get Ready With Me. Am un eveniment cu cei de la Cozel și trebuie să mă pregătesc super, super rapid de eveniment. Și m-am gândit că facem și un machiaj și mai vorbim și de una alta, ce s-a mai întâmplat, ce nu s-a mai întâmplat. Mi-am dat seama că mi-am uitat cafeaua dincolo, așa că o să mă duc să-mi iau cafeaua și mă întorc. Am luat și cafeaua. Luăm și o gură de cafea și, cum spuneam, astăzi avem un eveniment cu cei de la Cozel. Și ne pregătim pentru eveniment și ne pregătim împreună. Fața mea are un moment nu cel mai bun de vreo săptămână, aproape două, nu înțeleg ce se întâmplă. Am folosit toate trucurile posibile ca să-și revină, nu vrea, așteptăm de la mama natură, că altceva sincer nu știu ce să fac decât transplant de piele. Bun, o să folosesc Dior Forever, nuanța 1,5N, îl folosesc cu degetele, așa mi-a plăcut să îl aplic în ultima perioadă, mi se pare că funcționează foarte ok dacă îl aplic așa și îl aplic fix ca pe o cremă. Bun, că tot ziceam că vă mai povestesc cu alta și vorbim. Nu știu dacă ați văzut pe Instagram, dar am început să renovez curtea. Va veni evident și un vlog, să zicem, detaliat despre acest lucru. Evident că fiind plecată de multe ori pe timpul zilei când se lucra, n-am prins anumiți pași să-i filmez, gen să vi arăt efectiv, dar v-am povestit în mare parte despre fiecare pas în parte, cum am făcut, ce am făcut, costuri și toate cele. În prima fază, eu mi-am dorit foarte mult să schimbăm gardul și să-l dau jos pe acesta dintre curtea mea și curtea vecinului din lateral, ca să zic așa, pentru că este un gard foarte vechi de beton, din niște plăci de beton, ceva de genul, de mulți, mulți, mulți ani. Cred că are 40 de ani lejer gardul acesta, dacă nu mai bine de atât. Și evident, este vechi, anumite părți deja începuseră să se deplaseze, au început practic să se deplaseze spre curtea mea și am zis, băi, dacă tot oricum vreau să încep să renovez și toate cele, hai să îl dau pe tot jos ca să nu mă trezesc peste, nu știu, 2, 3, 4 ani că pică gardul pe mine și strică tot ce am muncit în curte. Evident, plus că țeava de gaze este pe gard și automat ar fi practic și o avarie la țeava de gaze și la tot sistemul de gaze, încălzire și așa mai departe. În fine. Vecinul meu, cel care locuia înainte și pe care îl știu din copilărie, Dumnezeu să-l ierte, a decedat, iar acum casa este a celor două fiice ale lui. Pe una dintre fiice o cunosc și am copilărit cu ea și era prietena mea cea mai bună în copilărie. Pe cea de-a doua fiică nu o cunosc și am înțeles că este casa ei. Și eu am zis că, băi, în mod normal, nu știu dacă știți legislația sau ceva, dar teoretic gardul, adică limita de proprietate, în general, trebuie cumva costurile să fie suportate de ambele părți. Eu știind că nu locuiește nimeni aici de aproape un an, am zis, băi, hai că, na, eu vreau să renovez, eu vreau să fac așa și am contactat-o pe proprietară și am zis, suport eu costurile, adică vreau pur și simplu să schimb gardul, că vreau să renovez, plus că e vechi, pică și așa mai departe și suport eu costurile, n-aveți nicio grijă, mă ocup eu de tot. Doar că aveam nevoie de acces în curtea lor ca să-mi fie mai ușor să iau molozul. Și n-aș putea să zic exact de ce, nu a fost de acord. A zis că nu vrea, că nu vrea să investească și zic, da, dar nu, adică nu trebuie să investiți absolut nimic, nu, a da. Forever Skin Correct, tot de la Dior, în nuanța 1N corector. Am zis, nu trebuie să faceți nimic, nu trebuie să plătiți nimic, o să plătesc eu toate costurile. A zis că nu, că nu știu ce stricam feng shui-ul în curte, nu știu exact motivul, sau că era frică că poate, habar n-am, că eu din curte, deși nu era cazul, că oricum se vedea și s-ar fi văzut unde era gardul vechi când îl dai jos, adică n-aș fi putut niciodată să fur din curtea vecinului și dacă aș fi vrut, dar nu m-a lăsat să fac acest lucru și am zis, ok, renovez pe partea mea, dar și când se va întâmpla ceva,
Costurile și pentru reparațiile din curtea mea vor fi suportate de către ei. Eu nu voi mai plăti absolut nimic din moment ce am vrut și m-am oferit și nu s-a vrut să... Adică nu m-au lăsat să renovez. Așa că ce am făcut? L-am îndreptat așa cât de cât cu niște adeziv și i-am dat o tencuială decorativă. Care, sincer, să fiu, arată drăguț. Am revopsit și țeava de gaze, deși nu-mi place chestia asta cu țeava de gaze, faptul că este așa galbenul ăla pe gard, că am făcut gardul alb și este galbenul ăla așa pe gard, dar n-am ce să fac, asta e legislația, trebuie să fie vizibilă țeava de gaze. Și după aceea ne-a venit ideea, hai să facem și curtea. Hai că facem niște jardiniere și am început și practic... Facem niște, așa am făcut, niște jardiniere, cred că știți că aveam niște copaci în curte și știți așa în mare parte, care erau, pământul era îngrădit oarecum de o bordură, am scos bordura, am scos pavelele vechi care erau în curte. Înainte era oricum o problemă la curte, la cum s-a dat panta acum 20 de ani când au renovat ai mei. Pudra, cupio, aceasta este pudra. Soft Luminous Loose Powder, nuanța Light. Uit să vă zic chestii, dar am un îngeraș aici care îmi zice Maria ce să fac. Așa. Și Maria, zi bună! Maria, zi bună! Cum vă spuneam, ai mei când au renovat, panta curții nu a fost dată chiar cel mai corect și practic în mijlocul curții, undeva fix unde aveam și masa cu scaune și așa, se făcea baltă. Așa că pe lângă faptul că am dat pavelele jos și am spart acea bordură din jurul pământului, a trebuit folosim Cupio Brow Me în nuanța taupe, această carioca pentru sprâncene și probabil că am mai zis asta acum ceva timp că trebuie să mă pensez, încă nu m-am pensat, deci o să mai zic și data viitoare. A trebuit să spargem și o parte din beton, din betonul vechi. Practic am cam spart toată curtea ca să putem să-i dăm o pantă nouă, să plece practic dinspre casă, să se ducă frumos spre stradă. Am schimbat puțin și canalizarea din curte pentru că la fel nu colecta chiar corect apa. Burlanele, pe vremuri nu se făceau așa, dar acum practic fluviala, burlanele, le bași direct în pământ, în canalizare și toată apa de pe casă se duce direct în canal și nu mai stă să intre în curte, să curgă în curte ca din curte să fie colectată de către canal sau rigolă. Am pus o rigolă și urmează să fie montată zilele următoare și după ce am returnat betonul, am dat panta în mod corect, am construit două jardiniere, una în jurul copacilor și una în fața biroului meu, practic, aici. Și urmează să finisăm jardinierele și probabil gresie sau pavele aici încă, sau piatră naturală. Încă nu m-am gândit și nu ne-am hotărât exact cum am vrea să facem. Așa că mai așteptăm să vedem, dar... clar va trebui să facem și acest lucru. Bine, aici în această curte sunt practic două case, două proprietăți și trebuie acum, mă rog, sunt niște chestii cu delimitarea curții, exact că o bucățică de construcție a vecinului este practic în curtea mea și trebuie să rezolvăm puțin această parte cumva, că ar trebui să mute o ușă, să vedem, în așa fel încât să pot să-mi delimitez corect curtea și să am acea intimitate în așa fel încât să fie bucățica mea, să fiu eu cu mine, cu ce mi-am făcut aici și așa mai departe. Asta dacă nu cumva câștig la loto și cumpăr și partea din față, da. Ca de obicei, ca în orice lucrare, și asta să țineți minte, în orice proiect, tu îți faci un calcul, că aia costă atât și credeți-mă, am făcut super bine calculul și tot au apărut costuri suplimentare și neprevăzute. De exemplu, nu ne așteptam să trească să spargem atât de mult beton din curte, ceea ce a însemnat mult mai mult moloz și de la un container de moloz pe care îl calculasem inițial că îl plătim și că intră. De fapt, am ajuns să luăm 3 containere și este undeva la 850 de lei unul.
Așa că, vă dați seama, sau pe zona de molos s-au triplat prețurile și costurile, de fapt, nu prețurile, că prețurile au fost la fel mereu. Și da, acum mi-am dat seama, Nars Laguna Bronzer și blush-ul Isadora. Pe acestea, sincer să fiu, le-am cam folosit pe aceleași zilele acestea, adică baza este cam aceeași, unde vom face ceva, să zicem, diferit, va fi la ochi, că m-am gândit eu să folosim Huda Beauty Nude Medium, pe care n-am mai folosit de foarte mult timp. Are aceste rozuri foarte drăguțe. Chiar dacă nu sunt neapărat în roz îmbrăcată, am zis că merge. Bun, ia să vedem noi aici, să luăm o pensulă de blending. Bun. O să iau... iau această nuanță de aici. Așa, și o pun pe toată pleapa. Bun, și evident, cum spuneam, s-au mărit costurile inițiale și mai e o chestie, când vezi curtea făcută, vii și zici, dai să facem și peretele din spate, care nu știu cum, să fie total, ca să se potrivească, că parcă acum strică feng shui-ul curții. După care zici, hai să facem și glafurile de la geamuri, tot cu cărămidă, ca să se potrivească cu jardinierele. Și dacă, și hai să dăm și vopsea pe casă, pe fațadă, chiar dacă în plan este poate pe viitor, cel mai probabil, să renovăm fațada casei. Dar acum așa o vopsea albă, ca să se potrivească cu gardul și să fie totul frumos. Și hai să tragem și curent în curte, ca să punem becuri în magazie și să punem niște spoturi printre copăcei pe acolo și să avem și nu știu ce bec în zona de unde este masa și alte becuri afară la intrare și după aia evident că o să vină și partea de plante, că na, dacă tot ai făcut atât de frumos jardinierele, parcă ar fi păcat să n-ai și niște plante acolo, nu? Și uite așa, or să se ducă costurile în sus, dar recunosc că merită, în sensul că o să fie foarte, foarte frumos, oricum trebuia la un moment dat făcut asta și următorul pas este să folosesc această nuanță de aici, în colțul exterior. Da, na, sunt costuri, le iau și eu pe rând și cam acesta este planul, să le iau ușurile așa pe rând și să... Na, mai strâng niște bani luna asta, mai nu știu ce, stai că manopera o strâng și o plătesc luna viitoare și tot așa până fac curtea. După care, planul următor va fi evident baia. Baia de jos pe care abia aștept să o renovez. Deci credeți-mă, eu sper... Nu știu dacă îmi va ieși, dar sper din tot sufletelul meu ca până de Crăciun să reușesc să fac baia de jos. Deci dacă fac acest lucru, sunt cea mai fericită de pe planetă. Ar fi chiar super, sper bine să reușim să facem baia. Bun, o să folosesc aceeași nuanță și sub ochi. Așa că... Cam asta s-a întâmplat și a fost așa agitație super, super mare pentru că pe lângă, evident, tot ce înseamnă muncă, a fost toată treaba cu curtea, care evident a creat puțin haos, așa, și mizerie și praf în casă, ceea ce înseamnă că de cel puțin 2 ori pe zi dădeam cu aspiratorul și cu mopul în casă. Pe lângă acest lucru, evident, și Rocky, care mai lasă și el păr și oricum trebuie să strâng și după el. Mă bucur că s-a adaptat super ok Rocky acum aici și se joacă și cu Pablo, pisica. Dacă nu știți cine-i Rocky, cine-i Pablo, vă invit pe Instagram și o să vedeți. Rocky este evident cățel, Pablo este pisicuță pe care am găsit-o într-o vacanță și am luat-o acasă. Și noi foarte smart, am plecat în vacanță și în prima zi de vacanță am găsit pisica și am luat-o cu noi toată vacanța. Adică am plimbat-o pe la Alba, pe unde n-am plimbat-o. Sibiu. A fost foarte funny cum am plecat de cu pisica după noi în vacanță. Bun. Și avem vlog de acolo? Nu avem vlog cu pisica în vacanță. Și așa, curățenie, plus că a început și școala, după cum bine știți, cu Mati și așa.
toată nebunia și cu școala și cu adaptarea lui la școală. Acum voi lua nuanța aceasta cea mai închisă de aici. Deși îmi place și așa cum arată, dar parcă aș mai contura un pic de tot aici în colțul exterior. Adaptarea lui la școală, pentru că ei sunt mici și au 6 ani și o parte din colegii lui sunt și colegi de la grădiniță și se cunosc și fiind băieți, nu știu, deși Mati nu se uită la desene din acestea, cum să zic, cu violență sau ceva gen bătăi, adică se mai uită la Pokémon și mai are el un desen pe care îl urmărește, Wild Creatures, care e în principiu cu gen animale și învață despre animale sălbatice, adică nu e nimic legat de violență. Cu toate acestea, ei se joacă la școală de-a luptele. Și din această joacă, la un moment dat, ajung să se, nu știu, dă unul mai tare, nu știu exact ce se întâmplă, dar ajung să se cam bată. Și evident că noi părinții suntem puțin depășiți de situație, în sensul în care, na, în fiecare zi mai există câte ceva, ăla a făcut aia, te sumă învățătoarea, nu știu ce, la. Și e puțin stresant, pentru că încerci să explici, nici nu poți acum, e un mediu nou și nici nu poți așa, nu știu cum să zic, să îl și, nu știu, îl închizi, să legi de calorifer și să zici gata, nu știu ce, până nu ești perfect cu minte, adică e încă mic, e clasa 0, oricum e o clasă de adaptare și da, într-adevăr, deși există reguli și nu îmi doresc să fie răsfățat și așa mai departe, totuși realizez că el acum învață să își gestioneze emoțiile și toate cele, adică am răbdare cu el, adică recunosc că am avut zile în care m-a debusolat total ceea ce se întâmpla la școală. Bun, Volume Million Lashes de la L'Oreal, vreau să zic că m-am îndrăgostit de acest mascara, adică mi se pare totuși că ține puțin, sau nu știu dacă a avut al meu ceva sau ceva, genele ies superbe, dar mi se pare că ține puțin și nu înțeleg de ce. Dar nu contează, tot l-aș reachiziționa de 1000 de ori la cât de frumoase ies genele, o să vedeți imediat. Nu știu, sunt așa foarte cumva naturale și finuțe, dar cu volum și negre și lungi și din... place foarte, foarte, foarte mult. Da, și pe lângă asta, na, curățenie, mâncare, haine, spălat, călcat, toate cele. În altă ordine de idei, mă bucur că am reînceput să mă trezesc la 5 și jumătate dimineața și să-mi fac eu acea rutină cu liniște dimineața, bine, scot cățelul, dau de mâncare animalelor, pregătesc pachetul, pachetele și așa mai departe, după care îmi scriu un bullet journal, iarăși m-am reapucat de bullet journal, iar acest lucru se vede. Și prima dovadă pe care o aveți că se vede și că eu m-am reapucat de bullet journal este că dacă observați că de o lună de zile am postat de 2 ori pe săptămână pe YouTube în fiecare marți și vineri, așa cum postam și înainte. Adică m-am ținut de treabă. Am stat eu așa și m-am analizat și știți că am avut acea perioadă în care am fost așa mai haotică și nu reușeam să filmez, nu reușeam cumva să mă pun la punct. Bine, se și întâmplaseră mai multe chestii așa din personale și aveam eu o perioadă nu foarte ok, dar eram așa, bă, ce? Adică eram și supărată pe mine cumva că nu reușesc să mă pun la punct. Și am stat eu și m-am analizat la sfatul terapeutei și a zis, bă, gândește-te ce făceai tu pe vremea când mergeau lucrurile strună, cum s-ar spune. Și mi-am dat seama că, bine, pe lângă trezitul la 5 dimineața, bullet journal-ul. Deci, pentru mine, acest bullet journal este sfânt, aparent. Și cu, adică mă ajută să mă organizez super bine. Și acum fac mult mai multe lucruri pe timpul zilei. Pentru buze o să folosim pur și simplu lip booster-ul de la Elena Martin și nimic altceva, pentru că nu am nevoie, plus că la eveniment acolo o să fie probabil și cu mâncare și cu diverse și mi este mai simplu să reaplic un balsam de buze sau eventual o să iau un gloss la mine, plus că arată și foarte drăguț și natural și sunt și hidratate. Așa.
Da, și mă trezesc dimineața, v-am zis, să-mi fac eu acolo în agenduță, să-mi stabilesc ce am de făcut, de filmat, de așa, de editat, de toate cele. Și cam atât ca și update lately. O să-i zicem un soi de schimbare în sensul în care pe story-uri, cum să zic, nu mai postez atât de mult în ideea în care nu mai postez doar de dragul de a posta, adică postez când chiar am ceva de zis, când vreau să vă arăt ceva, adică nu încerc să fac și pauză cumva de la social media, adică să mențin un echilibru. Și cam atât. În rest, ce să vă mai zic, dar nu știu dacă vedeți, dar am început să reiasă șuvițele, apropo de vopsitul acasă, și în punctul acesta pot să zic că îmi place foarte mult cum arată părul și nuanța, chiar dacă s-a mai deschis. Adică acum este o diferență extraordinar de mică între părul meu și culoarea mea naturală, adică culoarea mea naturală și partea vopsită, și îmi place foarte mult nuanța. Adică e aproape culoarea mea naturală cu niște șuvițe pe aici care au ieșit la iveală. Și îmi place cum arată. Și cam atât. Acesta este machiajul. Așa arată. Ar trebui să mă duc să mai filmez un Reels, după care să plec la eveniment. Și sper că v-a plăcut acest Get Ready With Me, în care am încercat să vă mai povestesc așa una alta din ce se mai întâmplă. Evident că am să revin, așa cum vă spuneam, cu acel vlog legat de curte. Urmăriți-mă pe Instagram, chiar dacă nu mai postez story-uri, din 1000 de story-uri pe zi. Vă țin acolo la curent cu multe lucruri, plus că evident postez tot felul de subiecte, zic eu, interesante. Și cel mai probabil săptămâna viitoare veți vedea la un moment dat, de fapt nu săptămâna viitoare, cealaltă, un vlog dintr-o vacanță, pentru că plecăm săptămâna viitoare în vacanță. Da, dacă aveți orice fel de întrebare legat de make-up sau de lucrurile pe care vi le-am povestit, știți foarte bine că puteți să îmi scrieți în comentarii și am să vă răspund. Nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și să mă urmăriți și pe Instagram și pe TikTok, Laura Mușurea, și ne vedem săptămâna viitoare cu un nou clip. Pa, pa!